Acum 2 ani, mai exact pe 29 februarie, chiar dacă citisem că nu e o zi cu noroc, am hotărât să-mi deschid acest canal YouTube. Și asta pentru că simțeam nevoia de a comunica ceva frumos lumii. Porneam timidă pe bicicletă prin cartierul jurnaliștilor din Milano ca să vă arăt niște case ciudate ca arhitectură, casele piticilor și alte clădiri din zonă care pe mine mă fascinau. Și în același video de început de drum, chiar de pe această stradă, vă anunțam că în Milano fusese închis domul, era începutul pandemiei și fusese declarat primul lockdown, perioada în care frica a devenit regina lumii. Dar cu toate astea eu țineam să ies și să observ frumosul în acea liniște adorabilă, care provoca inspirația mea la un nivel maxim. Eram nerăbdătoare să vă împărtășesc din frumusețile orașului, era ca un fel de medicament natural ceea ce încercam să fac. Am compus poezii, muzică și mi se părea totul o mare minune, minunea de a fi. Și se întâmpla cam așa. Las imaginile să vorbească de la sine, cu toate că știu că am trecut cu toții prin acele momente și știm cu toții cum arătau orașele, spațiile, cum frica își pusese amprenta asupra fiecăruia. Apoi aventura a continuat, mi-a făcut o deosebită plăcere să vă prezint aspectele inedite ale orașului și am înțeles că de fapt asta îmi plăcea cel mai mult. Să descoperi elementele urbane unice, puțin bizare, ce caracterizează orașul Milano și nu numai, fie că e vorba de cartiere sau clădiri sau cine știe ce. Cel mai mult a plăcut la rădăcina de glicină unde medita Leonardo da Vinci și dovadă că acel clip a înregistrat peste 1000 de vizualizări, deci se poate. In a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Și iată că după 2 ani de pandemie și restricții a venit și războiul, iar acum forțele parcă se chinuie să găsească motivația, căci bombardarea pe care o simt eu e una asupra speranțelor, asupra facturilor într-un mod concret. Cei care fac această regie parcă s-ar juca să vadă cât mai putem duce și cu siguranță au pariat pe noi. Simt că e un fel de joc în care se joacă foarte murdar, iar pentru asta vă spun să încetați, pentru că eu una voi merge înainte și mai motivată spre frumos, spre natură, spre suflet, căci acolo nu voi lăsa să pătrundă nicio bombă. Sufletul trebuie să devină propriul bunker în care să existe toate resursele pentru a supraviețui în orice condiție.
Așa că încheie acest vlog aniversar cu cea mai pozată recepție din blocul INA, proiectat de arhitectul Piero Bottoni în anii 50 la Milano și care se află lângă sediul televiziunii italiene RAI. Este foarte interesant cum a fost realizat în culori roz și albastru, ceva destul de neobișnuit pentru intrarea unui bloc. Este și cel mai fotografiat și cel mai postat pe Instagram. Dar foarte plăcute culori, care contrastează cumva cu rigiditatea clădirii văzută din exterior și cu ceea ce trăim noi acum. Așa că lume bună, aparențele înșală, căutați mereu frumosul, vă doresc pace și iubire tuturor și să rămâneți pe poziție și mai motivați. Pe curând, pa, pa, cu noi aventuri!